Astăzi, Alianța pentru Unirea Românilor a organizat o conferință de presă unde și-a inaugurat primul cabinet parlamentar din județul Mehedinți. În cadrul ședinței, actuala guvernare a fost dur criticată de membrii partidului, care consideră că politicienii din fruntea țării nu respectă drepturile și libertățile cetățenilor români. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au tras astăzi un semnal de alarmă spunând că pe români îi paște pericolul instalării unei noi dictaturi. Actuala guvernare a fost dur criticată în urma măsurilor de austeritate aplicate în țara noastră odată cu debutul pandemiei. Ați văzut, desigur, și dumneavoastră că se încearcă legiferarea unui pașaport de vaccinare. Eu vin dintr-un turneu printr-o mare parte a țării de conștientizare a pericolului instalării unei noi dictaturi. Și vin și la dumneavoastră cu același mesaj, pentru că nu mai este de glumă cu acești băieți care au ajuns întâmplător la conducerea României și care au impresia că se pot juca cu viețile românilor. Au o mentalitate dictatorială care se manifestă prin tot felul de acte administrative, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern și, în cele din urmă, chiar prin legi. Partidul AUR consideră că impunerea unui pașaport de vaccinare în România pentru accesul la restaurante, spectacole, evenimente private sau locuri de joacă, dacă incidența trece de 3 la 1000, înseamnă că actuala guvernare obligă poporul indirect să se vaccineze. De asemenea, politicienii din fruntea țării creează o discriminare între persoanele imunizate și cele neimunizate. Ultima inițiativă, cum am spus, este aceasta de a încerca impunerea unui pașaport de vaccinare pentru accesul românilor la diferite evenimente culturale, sportive, precum și în anumite locuri, în restaurante, în mall-uri, dar și la evenimente private, la nunți și la cele mai triste, la înmormântări. Să ajungi să-i obligi pe oameni, practic, într-acolo se merge, să se vaccineze cu un vaccin insuficient testat, pentru care nimeni nu își asumă răspunderea. Nici producătorul, nici furnizorul, nici autoritatea medicală care administrează vaccinul și nici autoritatea politică. Este o nebunie. Toată această campanie furibundă pentru vaccinarea cu un ser despre care nu știm ce efecte are, dar am văzut că are și efecte adverse în unele cazuri, sunt sute de morți după vaccinare, astea sunt cifre oficiale, nu vă spun din burtă, sunt cifre date de Institutul Național de Statistică, sunt zeci de mii de români care după vaccinare s-au îmbolnăvit și au făcut forme destul de severe ale bolii. În aceste condiții, insistența pentru vaccinare pe toate canalele este condamnabilă. Dar înmite obligativitatea vaccinării. Actuala guvernare reprezintă o dezamăgire pentru clasa politică din țara noastră, România trecând prin cel mai mare val al sărăciei din ultimii 10 ani. Actualul politician, cel pe care îl vedeți la televizor tot timpul, indiferent că este Câțu, acest pigmeu filistin obtuz, incapabil să vorbească, sau că e vorba de Iohannis, acest malac tăcut, atins de bradilalie. Bradilalie înseamnă pronunție rară, nu-și găsește cuvintele, nu are asocieri de idei rapide. El nu poate să facă față unei conferințe de presă dacă nu știe întrebările dinainte. Acesta este Iohannis, un malac atins de bradilalie. În actualul context social în care țările europene susțin prin măsuri concrete populația, în România sprijinirea cetățenilor este ultima grijă a celor care conduc, din păcate, în aceste momente țara noastră.